Expoziția internațională retrospectivă de pictură a taberelor de creație a Asociației Valorile Monte Medio din Baja Sprie. Nemzetközi gyűjteményes festménykiállítás a Felsőbányai Monte Medio Értékei Egyesület alkotótáborainak képanyagából. 2018. október 24-én került sor Nagybányán, a Petredúfú megyei könyvtár művészeti szalonjában arra a gyűjteményes kiállításra, ahol a válogatott anyag egy része került bemutatásra. A közel 30 festőművész 5 alkotótábor készletéből mutatkozott be 60 műalkotással, ahol rendkívül ilyen nagyszámú művészetpártoló várta a megnyitói beszédeket, az idei októberi őszi tábor festőművészeinek bemutatkozását és a ritkán látható különleges alkotások gyűjteményét. Hitter Ferenc, az alkotótáborok és kiállítások szervezője köszöntötte az egybegyűlteket, és rövidesen felkérte dr. Szucsú Nikolájé egyetemi tanárt, aki mint a táborok részvevője is, és a Nagybányai Egyetemi Központ vezető tanára méltatta az eseményt, a festményeket. Szucsú Nikolájé az előtte szóló Hitter Ferenccel egyetértően elsősorban az Elektroszisztem nagyipari vállalkozást, annak igazgatóját üdvözölte, a vállalat ünnepe alkalmával, az általuk kiadott 10. album bemutatásának alkalmával. A szervező által működtetett alkotótáborok nagy megelégedéssel töltötték el Szucsú tanárt, aki az általa vezetett egyetemi tevékenységet is csatlakoztathatta ezzel a lehetőséggel. Mint látható, itt a kultúra központjában nagy tevékenységek történnek. Szucsú doktor magyarázata az alkotási lehetőségeket sorolta. A táborokban fontos a hely szellemét megőrizni. Ennek fontossága jelentős, mert művészetileg minden részében hozzájárul érzelmeink kibontakoztatásához. Felsőbánya, mint ismert alkotóközpont, a művészettörténet egyik kiemelkedően fontos helye. A fiatalabb generációk felé továbbadja a felsőbányai művészeti örökséget. A bányászat megszűnése ezzel talán fontosabbá teszi a művészetek felé történő vonzódást. Hitter Ferenc érdeme az összetartás, az összefogás megteremtése. A festőművészet elsősorban a lélekhez, a szemhez szól, üzenetét nem kell lefordítani. A többi művésztársal együtt csodákat művelhet a szépérzék magasabb szintre emelésével. Gratulált és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban folytatódhat ez a tevékenység, és mindenki megelégedésére új alkotások születhetnek ilyen körülmények között. Börda Alin polgármester további támogatása is legalább annyira fontos, mint eddig is volt, a kis közösség virágzását nem lehet művészi kibontakozás nélkül végezni. A jövő végzősei keresni fogják ezt a helyet, és lehetőségeket a hagyományok megőrzése és továbbvitelének folytatására fordítják. Mă alătur și eu doleanței dumneavoastră de a felicita firma Electrosystem din Baia Mare, o firmă de referință pentru acest spațiu al Europei Centrale și de Sud-Est, pentru zilele de sărbătoare în care se desfășoară sau sub egida cărora se desfășoară lansarea de carte, simpozioanele științifice care vor urma și, firesc, întâlnirea cu oameni din Europa și din România. Felicitări, domnule director, și mă bucur, deci domnul Blașco Ștefan este un promotor a ceea ce înseamnă industria în această parte de nord a României. Spunea domnul Hitter, mâhnit că nu sunt prezent cei pe care i-a invitat. Eu zic să le mulțumim și celor care nu au putut veni, pentru că regretă că nu sunt aici, probabil că nu e o coincidență de program. Trebuie să precizăm un lucru foarte important. Este a 5-a ediție a taberelor inițiate de către domnul Hitter. 3 ani retrospectiv cu cele 2 ediții din toamnă, pentru că așa s-au configurat a face parte, partea primă de vară și după aceea de toamnă.
Și astfel că au ieșit 5 ediții de tabără. Când domnia sa a înaintat această, eu știu, idee, propunere pentru această tabără de plener, am fost deosebit de atras de idee și după aceea a fost configurată pe absolvenți a învățământului superior de arte de la Baia Mare. Sunt absolvenți din satul mare, sunt absolvenți din Baia Mare, care au lucrat din Cavnic, care au lucrat în etape diferite, succesive, în aceste ediții ale taberelor. Rezultatul evaluați dumneavoastră, pentru că expoziția este foarte densă și, într-adevăr, Salonul Artelor se dovedește neîncăpător pentru a cuprinde întreaga creație. Nici nu era nevoie ca să fie toate prezente aici, pentru că o expoziție presupune un criteriu de selecție. Iată că acest templu al culturii devine de fiecare dată neîncăpător. Aseară sau luni seara am fost întrebat ce eveniment este la bibliotecă că nu găsești un loc în parcare. Cu siguranță se întâmplă aici, în acest spațiu, de dimineață până seara, lucruri care sunt sub oblăduirea domnului director, dr. Teodor Ardelean, nu trec oricum. Și ele stabilizează aici un pol al culturii, al științei și al artei pentru nordul țării. Nu voi putea da un verdict și nici nu este cazul și nici noi voi nominaliza, pentru că domnul Hitler îmi spunea că eu sunt cel mai în măsură. Nu, fiecare suntem în măsură după propriile posibilități de înțelegere să receptăm mesajul artistic. Este foarte important ce înseamnă o tabără. O tabără de plener este o școală, este un mod de a te întâlni cu cei care sunt, eu știu, înaintați în vârstă și care au adunați în spate o meserie în domeniul picturii sau artelor vizuale, o experiență, iar cei tineri care sunt primiți, de fiecare dată au la ce să se uite, dar mai mult de atât, interferează și rezultatele sunt de cele mai multe ori spectaculoase. De ce este important într-o tabără să păstrăm spiritul locului? Pentru că provocările pe care ne le aduce cine? Eterna natură. Da? Vitruviu ne-a învățat că cel mai important și cel mai frumos se învață de la natură și nu copiind pe alții. Și iată că ne întoarcem de fiecare dată la resursele de receptare ale imaginii, care sunt spectaculoase, care pot fi un îndreptar de fiecare dată, nu numai a conștiinței profesionale, dar și a stării lăuntrice de bine. Acest sincretism al artelor, care se întâmplă să îl parcurgem, să îl receptăm, interferează cu muzica, interferează cu poezia, interferează cu expresivitatea corporală și iată că subliniem aici toate calitățile umane care sunt cuprinse în arte. Iarăși este foarte important în tabără să păstrezi spiritul locului, pentru că sunt două direcții pe care le-am identificat cu domnul Hitler. Una, valorile Montemedio, care își propune recuperarea datelor istorice și a percepției prototipurilor încetățenite la Baia Sprie ca și centru de creație, alternativ Băii Mari în acea vreme, în perioada interbelică, dar totodată sunt prin metamorfozarea, pentru că așa este firesc și normal, a locurilor, a tipologiilor estetice de peisaj, a toponimiei locurilor modificate din punct de vedere, eu știu, geografic nu, ci din potrivă, modificate datorită intervențiilor naturii, care vedem cât de nefastă este uneori și de aceea constituie pentru tânăra generație și care vine și cea de artiști o emulație a ceea ce a însemnat ecoul coloniei de la Baia Sprie prin ceea ce se întâmplă astăzi. Este foarte important și sprijinul Consiliului Local și al Primăriei orașului Baia Sprie. Din nefericire, zona mineritului s-a cam risipit. Altele sunt posibilitățile acum de a coexista într-o Europa care își propune exigențele ei și iată că această tabără dă identitate
locului și localității. Meritul domnului Hitler este acela de a coaliza, de a aduna la oaltă artiști atât din spațiu transilvan, cât și din Ungaria, din Ucraina, din Germania, cu care, și aici intervine frumusețea, comunicarea este foarte importantă pentru că pictura nu are nevoie, ca și muzica, de translare, de translator. Ea se adresează în primul rând sufletului, minții și ochiului. Și nu suntem ca în domeniul literaturii sau teatrului în care mesajul artistic trebuie tradus. De aceea, de multe ori, cu colegi cu care poate nu dialogam din Ungaria, cu domnul Gonda Zoltan, de exemplu, dar mesajul pe care îl transmitea creația domniei sale și a mea, își găseau resursele necesare de a putea continua un dialog, nu al numai formelor și culori, ci din potriva trăirilor din interior. Felicitări, domnule Hitler, și Dumnezeu vă țină sănătos ca să puteți să angaja alte ediții și, de ce nu, convingerea că domnul primar Bâzdea va fi în continuare alături de mesajul și de actul artistic a ceea ce se întâmplă la Baia Sprie, în așa fel încât această comunitate mică, fostă colonie de muncă, de mineri și cu perioada comunistă de subteran. Și de subteran, dar în perioada comunistă, mai ales în anii 50, detașamente, de reeducare prin muncă, să devină, de fapt, un exponent al culturii, al sensibilității umane și al artelor. Vă mulțumesc, domnul profesor, posibilitatea dată și, cu siguranță, noi, absolvenți, vă aștepta să bată la porțile a ceea ce înseamnă tabăra de pictură de la Baia Sprie. Mulțumesc! Felsőbányaváros polgármestere, Bőrda Sebastian Alin kifejezte megelégedését a kifejtett művészeti tevékenységért, és biztosította a szervezőt, a művészeket további támogatásáról. Felsőbányának hiányzik egy ilyen irányú tevékenysége, melyel a múlt örökségét, a város ismertségét, a jövő turisztikai fejlesztését lehet biztosítani. Értékelendőek az eddig évente végzett munkák és eredményük, a festmények, melyekkel a város hírneve csak erősödhet és ismertebbé válhat az egész világon, mondta a polgármester. Foarte greu să vorbesc, pentru că deja vorbesc a treia sau a patra oră și pictorii mă cunosc și le mulțumesc și doresc să le aplaudăm pe dinși că ei sunt cei care formează această tabără. Nu vreau să mă mai repet. Ce am simțit acum când am văzut două sau trei picturi, că vorbesc de ce simt eu, e faptul că mă regăsesc în copilăria mea din Baia Sprie în aceste picturi și eu, dacă nu pot să exprim în cuvinte imaginile copilăriei mele, pictorii le transpun foarte ușor. Pe lângă valoarea documentară de care tot am vorbit, de care suntem interesați și pe care am descoperit-o în tablourile vechi găsite prin primărie sau prin alte locuri sau prin cărți și din care acum ne inspirăm și vedem cum a fost administrat, cum a fost urbanizat orașul, cum a fost viața locuitorilor orașului Baia Sprie de-a lungul timpului. Mă bucur să trăim și sentimentele pe care ni le provoacă aceste picturi. Mulțumim încă o dată pictorilor, mulțumim domnului Hitler, mulțumim tuturor celor care ajută această tabără și felicitări. Kovács Bertalant a látható és érezhető meghatottság uralta, a nagy elméleti tudása rendelkező tanárt és festőművészt, hiszen ő is mint tanár is, és mint festőművész van jelen ezekben a táborokban. Dr. Kovács Bertalan tanár, festőművész közelebbről mutatta be az eddigi tevékenységet. Ő is, mint az alkotótáborok résztvevője, munkáival szerepel a kiállított képek között. Csoportosan és egyénenként is szólt a festőművészekről,
munkáikról és az értékes tevékenységről, ami állandóan érdeklődésnek örvend, és szeretnének minél többen az alkotó munkában is részt venni, mindenki saját stílusában és egyéniségével járulhat hozzá ehhez a nagy művészetet jelentő alkotó munkához. Ma különös nap volt, olyan értelemben, hogy egy csodálatos kiállítás megnyitó volt, nagyon gazdag részvétele, és az anyag is különös volt. Kezdeném a befejező gondolattal, hogy ez egy olyan kiállítás, amely ritka ságba megy, azért, mert ide érdemes eljönni, nem csak a szöveget meghallgatni, hanem tényleg a képeket nézni. Válogatott kiállítás anyagáról van szó, több már az ötödik éve, hogy működik ez a tábor ebben a formában, nyáron és ősszel, és a résztvevő művészektől egy-két-három munka ki volt válogatva a legjobbak közül. Így aztán nagyon sok stílus találkozott, és gondolom, hogy a nagyszerűsége pont a sokféleségben rejlik, és ugyanakkor nagyon egységes, egy szellemet kezd ápolni, aminek köze van a hagyományos felsőbányai művészethez, de van benne valami új is. Beszéltünk egy kis posztmodernizmusról is, ami nem annyira a természethű ábrázolásokról szól, hanem a visszatérésről a hagyományos nagyművészek stílusához, mintha velünk együtt élnének. Gondolok Nagy Oszkárra főként, Litecki Endrére, Pop Aurélra, stb. Ez a fiatal csoport, aki itt részt vesz, több részről jött, nemzetközi tábor jöttek, Magyarországról, Ukrajnából, Erdélyből. És ami nagyon érdekes ebben a kiállításban az, hogy a képek helyettesítik azokat a szavakat, amik képtelnek arra, hogy le tudják írni a képélményt. Tehát, hogyha egy kicsit a kultúrába visszamerülnénk, búvárkodnánk, akkor nagyon látványosan felfoghatjuk, ahogy az Eidosz a gondolat, a plátoni gondolat átváltotta a formába, és a forma, mivel elégtelen, átváltotta a képélményben. Tehát mondjuk a turisztikai érdekességből átléptünk a festői környezetre és a művészi alakra, amit minden művész másképpen formált meg, semmiféle szabadságot korlátozó előítélet nem gátolta a művészek szabadságát, és pont ezért nagyon érdekes dolgok jöttek ki. Amely este nagyon jól meg is volt gondolva, mert pont a megnyitó előtt fejeződött be egy érdekes könyvnek az avatása a mellettünk levő terembe, úgyhogy az ott résztvevő közönségnek nagy része kíváncsiságból átjött ide, és bizony itt is maradt, és sok dicsérő szó hangzott el a kiállítás és a szervezés javára, és mintha a levegőbe von az, hogy mindenki szívesen várná a folyamat fejlődésének a figyelését, és mindenki szinte szorít és drukkol, és biztos abban, hogy ezt érdemes csinálni, és nagy értékek fognak felhalmozódni. Itt említeném Hitter Ferenc szakértő menedzsernek a tevékenységét és a tehetségét, és a buzgó, fáradhatatlan energiának a befektetését, ami nélkül ez az egész dolog nem tudott volna így sikerülni, és feszültség nélkül folyamatosan, természetesen a dolgok gurulnak, és mindenkinek a megelégedésére szolgálnak. Mit mondjak, valószínű ezek a műveknek nagy része túl fogja érni az 1000 évet is ezután. Nagyon örventem, hogy hallottam és láttam is, hogy már a mozi mellett a járda le van szépen aszfaltozva, és beburkolták ilyen építő védővászonba a kultúrházat, ami úgy látszik megint abban a folyamatban van, hogy javítják és helyrehozzák. Ami úgy van tervezve, hogy ezeknek a képeknek lesz a kiállító terme, lesz egy olyan kis felsőbányai múzeum.
Dr. Theodor Ardelyán tanár, a könyvtár igazgatója, nagy megelégedéssel szólt a felsőbányai tevékenységről, Hitler Ferenc kezdeményezőről és munkásságáról, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás sem. Felsőbánya értékeinek ez az egyik nagy alapja, melyet fejleszteni, terjeszteni lehetne a jövőben is. Értékelése egybehangzóan a polgármesterével és az egyetemi tanárokkal együtt biztató kezet nyújtott minden képzőművész alkotó felé, és további munkásságokat támogató garanciát jelentett a jövő nemzedékének is. Vă mulțumesc! Mă bucur să putem fi împreună, iată, la o cascadă de evenimente frumoase, lansarea unui album minunat care așează în arhive pentru istorie imagini și informații și acum acest vernisaj din care nu lipsește nimic decât eventual un cuvânt în plus de traductologie necesară. Înțeleg că toată schema a fost bine gândită, bine definită. Spiritus rector e aici de față. Fără el nu se pot daște lucrurile. Cel a căl lăuzit a fost ideea de solidaritate. Pitagora zicea că numai înțelepții se pot solidariza. Noi ceilalți trebuie să ne solidarizăm. Și cine o spunea? Cel mai înțelept al timpului și se pare al tuturor timpurilor. Solidaritatea nu înseamnă numai ca eu, Hitler, să mă duc să-mi rezolv o pasiune de-a mea cu cineva care ar putea să mă ajute. Solidaritatea înseamnă să prinzi o idee și să o duci într-o arenă în care să-ți găsești oameni care simpatizează cu această idee și să poți să pui în operă o paradigmă. Pentru că aici e vorba de punerea în opera unei paradigme. Sigur că mentoratul e asigurat de cei care sunt experți. În primul rând de profesorul Nicolae Suciu, mecenatul de primărie și de domnul Ștefan Blașco. Deci sunt întrunite toate condițiile. S-a mai trecut și peste niște bariere convenționale și s-a trecut foarte ușor. Pictura nu are probleme de traductologie interlingvistică pentru că ea vorbește de la sine. Mai ales când e vorba de portret și cu atât mai mult în cazul de față, când e peisaj, e plein air. În consecință, ce pot să vă spun decât că după ce m-am așezat acolo pe scaun, căci văzusem lucrările, m-am gândit la ce vor spune cu multă generozitate cei ce vin să aducă logosul aici într-o incintă în care logosul poate și să lipsească. Tablourile acestea au o viață lor în sine, provoacă o anumită trăire și reprezintă ele dovada foarte clară a expresiei practice a unora dintre cele mai minunate tropisme de care poate da dovadă omul. Despre tropisme, prin anii 50-60 se vorbea numai cu privire la vegetație. Plantele care își adâncesc rădăcina spre a-și găsi apă și săruri minerale, se zicea că sunt geotropice. Plantele care se ridică în competiție cu alte plante spre soare, se zicea că sunt heliotropice. Abia prin anii 70 s-a ajuns la redefinirea conceptului de către lingviștii noștri și s-a amintit că, de fapt, tropismul este o înclinație a unui organism viu. Dar nu s-a vorbit despre tropisme la oameni decât abia acum, de circa 30-35 de ani, când, de fapt, totul este tropism. Totul este tropism. Totul este înclinație. Inclusiv solidaritatea e un raport de înclinație.
Și inclinația înseamnă, până la urmă, chiar și închinăciune. Deotropismele sunt înclinațiile noastre către dumnezeire. Deotropismele către Dumnezeu. Deotropismele către sistemul care vine să ne ajute pe relația cu Dumnezeu. Aici, sigur că e vorba, e mai complicat. Aici cu tablourile, pictorii știu foarte bine. Sigur, și fotografică, și ei se folosesc de această minunăție pe care o are organismul uman, în logica lui interioară, în creier, acolo, pentru a surprinde momentul în care lumina este cea mai potrivită. Și atunci zicem că e vorba de heliotropisme. Dar nu sunt numai heliotropisme, pentru că heliotropismul înseamnă o înclinație într-un fel rudimentară, mecanică. Aici e vorba de fototropisme, că e vorba de lumina difuzată, nu numai de soarele care vine și inundă un peisaj sau lasă ceață într-o fotografie. E vorba de lumina difuzată, dispersată, de fotoni. E fototropism. Și în final este iconotropism. Adică este o configurare iconică, o icoană, o reprezentare ce are în sine fiecare, așa cum au sfinții în biserici. Au în jur, chiar fără să fie desenată, acea aură. Ce înseamnă aura la un sfânt? Înseamnă cea mai excepțională dovadă a interiorității. Pentru că a fi sfânt înseamnă a fi mai puțin păcătos, a fi neprihănit, a te feri de fapte rele. Deci, practic, ați constitui tu un areal de comportament care după aceea este configurat că e sfânt pentru că, uite, se vede că are în jurul lui o aură. Sigur, s-a demonstrat că aura există și fizic, nu numai în înțelegerea lucrurilor de către noi. Și aceste tablouri, fiecare în parte, are o anumită aură pentru că ele reprezintă nu numai iconotropismul și heliotropismul și fototropismul creatorului, ci reprezintă și sofotropismul aceluiași creator. Adică filozofia lui de viață, înclinația lui, fiecare vede altfel. Am stabilit că toți pictăm biserica aceea frumoasă din Baia Sprie și dacă avem 20 de pictori, nu vor picta la fel, că nu văd la fel, pentru că e vorba de trăirea interioară și interioritatea se exteriorizează în această manieră. Și avem această operă aici. Deci, iată câte tropisme. Și mai este și topotropismul. Când zicem topotropism, de fapt vorbim despre Baia Sprie. Adică această inclinație sau această chemare. Sunt chemări, există în istoria picturii un episod în care câțiva pictori la rând au pictat numai lanuri de floare soare. Și Nicolae Apostol, într-o vreme, vroia ca numai asta să mai picteze. Chemarea aceasta este magică. Nu poate fi trecută prin filtrul rațiunii. De ce te cheamă un anumit loc? Poate avea explicație. Aurel Pop, care a stat, cred că 11 ani în Baia Sprie și și-a cumpărat și casa acolo și a lucrat și a lăsat o operă minunată, mie mi-e foarte drag pentru tot ce a făcut și mi-e dragă lucrarea. Monografia, prim volum scos de Dumitru Păcuraru la Satu Mare și va veni volumul 2 cu sculptură și volumul 3 cu corespondență. Și abia la volumul 3 corespondență vom vedea noi de ce era el atras de Baia Sprie. Pentru că spune în scrisori, se justifică. Deci atracția aceasta este atât de magică precum este dragostea. De ce când vezi o persoană ți-e dragă? Nu știi, nici nu poți explica acest lucru. Poate că tot dragoste se cheamă și pictura, pentru că nici nu știi de ce pictezi. O faci pentru că așa te simți bine. Este felul tău de a te exprima, sigur cu micul egoism. Adică eu mă pot exprima mai bine decât ceilalți. Mic egoism pe care l-am și eu. De multe ori simt că mă pot exprima destul de bine și de aceea accept astfel de invitații. Mulțumesc! Hitler Ferenc többek között elmondta, hogy a kiállító művészek közül csak az utolsó októberi tábor alkotóit említi, mivel vannak újabbak is, mint minden alkalommal, és csodálatos munkáikkal elbűvölték nézőiket. Az októberi tábor egyik jelentős része a jó időjárás,
amit ki is használtak, és sikerült a tájképfestészetet valóságában a helyszínen gyakorolni, részükre is a plenér élményként volt felhasználva, ami festményeiken is jól látható. A kisszámú csapat kirándult a Bányahegyen, a Kéktónál, Kálvárián, másnap a Fekete-hegy alatti csodálatos helyeken, és nagy élmény talán a Gutini kirándulás volt, ahol sikerült a kakastaré alá jutniuk, a bátrabb férfiak pedig a sziklákra is. Ők is végtelenül csodálták a sziklarepedések közé képzelhető világot, a magasságok szépségeit, a nagy sikerélményt, ami megmozgatta fantáziájukat, és a gyönyörű vásznak szépségét adja, ami pedig a művészetkedvelő érdeklődőkkel vonzotta ennek a kiállításnak is érdeklődőit. Az idei őszi tábor résztvevői tehát Kovács Emil Lajos, örökös felsőbánya festő, habár szatmárnémetűből vonzódik második otthona felé, minden évszakban megtalálja a megfelelő hangulatvilágot. Akár nagyobb méretű képein, akár az újabban miniatűr sorozatain, tájképein, vagy urbánus témákkal terített utcasorain sétálunk gondolatban, a valóságos jelent látjuk a múltból mentve, amivel csodálatos sorozatai bárhol tulajdonosuk örömét szolgálná. Mezei András Nagyváradról az egyre inkább felsőbánya készlet bővítője. Esetében fantasztikusan jól sikerült tájképek születnek, de virágcsendéletei is nyugodt, gyönyörű, mesés színvilágot adnak vissza, izgalmas valóságérzettel. Les Pál Nagybányáról nem csak gombaszedésével tesz szert hírnévre, hanem legújabb technikájával, a pasztel festészettel bűvöli el nézőit. A Szebbik Nemzet Bánházi Gyöngyi ugyancsak Erdély szerte jártas és ismert művésznő, és Király Nikolett, valamint M. Tóth Zsuzsanna mindketten Magyarországról képviselik, és bűvölik el különleges csodálatos alkotásaikkal, mintegy, hogy tengerpart hullámait, az Olajfaligetet, vagy a Gutin csúcsait és a legelésző Junyáját örökítik meg, olyan csodálatra méltó élményt varázsolnak vásznaikra, hogy mindezekért őket más alkalmakkor is nagy szeretettel várunk vissza következő táborainkba. A rendkívül ilyen nagyszámú közönség érdeklődő kíváncsisága örvendetes, hiszen nem hiába jött létre, és remélhetőleg a több évszázadra menő festményanyag ismerőinek számíthatnak. Természetesen köszönet illeti a művészetpártolókat. Börda Sebastian Alin polgármester hozzáállása különleges. Több más művészbarát segítsége és kiállása csodálatos, amit nem mondhatunk el a helyi önkormányzat minden tagjáról. A Magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány támogatása nélkül talán nem is jöhetett volna létre, és nem lehetett volna ilyen gazdag alkotómunkát kifejteni. Köszönet mindenkinek mindezekért. A látható műalkotások pedig legyenek szemlélőik kedvére és szép érzékük kellemesebbé tételére.